nu ești de pregătire. În care, ca să spun așa, de mult din scopul, pentru că îmi doream să facem un meci cu o colegă de competiție, să vedem cam unde ne aflăm, unde mai avem de muncit, unde avem de corectat. Mulțumit de atitudine mare. Au fost și jucători care cred că nu au fost conectați 100% la antrenament, pentru că consider că a fost un antrenament. Dar am spus, pentru stadiul în care ne aflăm, n-a fost rău. E loc de mult mai bine. Dar e adevărat că contează foarte mult și faptul că jucăm fără spectatori, ambientul nu e același. Poate și din acest motiv unii dintre ei nu pot fi atât de conectați. Nu în ultimul rând, a fost și destul de cald, căldură din asta apăsătoare. Zăpușeala asta de multe ori, sigur că îți mai ia din elan. Avem încă de lucru. Sunt absolut convins că după vreo 3-4 etape, cam 90% din toți jucătorii al lotului vor fi ca formă sportivă mai aproape de ce înseamnă campionatul. Până atunci e destul de dificil. Doar astăzi am putut să facem un joc, dar am vorbit cu ei după 60 de minute deja, după cele două reprize de 60 de minute. S-au mișcat mult mai bine cei din a doua repriză, probabil pentru faptul că, sigur, jucătorii noștri din a doua repriză au fost mai buni decât cei de la Târgoviște din a doua repriză. Prima repriză am arătat și o serie de carențe, la care până la prima etapă sperăm să le punem la punct. Una peste alta am spus, un test reușit, dar ciudat, fără spectatori, fără miză, fără arbitri, cu toate că toți cei trei arbitri și-au făcut deci, treaba ca și când ar fi fost arbitri profesioniști. Cam asta ar fi ca și o concluzie generală.